Livada asta de nuci a părținut lui Ion Pelivan, membru satului țării. Ne amintesc cum tot tineretul ne strângeam cunoscuți, prieteni și mergeam la 1 mai, la Paște, mergeam la pădure, în parc, cu o roșie, cu gitară erau și ne distram. Toți își doresc ca să reanimăm flora și fauna acestui parc. Seara de seară, întâlnirile noastre erau aici, la trube. Așa era o locație, era chiar o trubă, o țeavă mare și toți acolo eram, toți tineretul, toți absolut, ne întâlneam și acolo stăteam și discutam. Fiind copii, copilăream, acolo era o creangă, mi-amintesc că era o creangă foarte, foarte mare și pentru noi era ca un scrânciu. Noi eram toți cățărați pe copacul ăsta, așa, fete, băieți, nu, adică foarte mulți. În acest parc mi-am petrecut copilăria. Vara jucam fotbal, iarna veneam la Săneuș. Îmi aduc aminte, fiind în clasele gimnaziale, veneam organizat cu alți elevi, cu profesorii și plantam copaci în fiecare toamnă. Там был очень прекрасный орешник, там мы отдыхали, там росли розы. Это было место отдыха для жителей Ставчен. Timpul fost distrus. Da, mă, acolo copiii n-au unde să duce, am nepoți, de-a mâine, copiii mei sunt căsătorii străzi, dar am nepoți să duce, nici ei n-au unde să duce de-a mâine. Totul a venit de la propunerea autorităților publice locale pentru a reanima sau a readuce la viață parcul din Strada Unirii. La sfârșitul lunii ianuarie, după ce am fost numit în funcția de viceprimar, am venit cu primarul pe acest teren, unde am primit sarcina de a pregăti toată informația și documentația pentru a porni reconstrucția, reabilitarea parcului din Strada Unirii. Am fost cooptat în calitate de consultant arhitect pentru inițiativa Parcul Unirii și am fost super mega impresionat de faptul că inițiativa vine din partea locuitorilor și locuitorii se implică. În calitate de antrenor, deci doresc ca viitorul țării noastre, Moldovei, ca să depinde, sau de fapt ar depinde de starea fizică a copiilor. Omul trece, nimic nu ia cu el, dar atunci când este o amintire frumoasă despre persoanele care s-au implicat și au făcut ceva frumos pentru următoarele generații, asta de fapt este și un motiv, așa, cel mai ultim motiv care aș spune eu, care m-a motivat ca să mă implic în acest grup. Deci împreună cu Vasile Catrăjit, deci în urma unor acțiuni de solubrizare care au fost organizate împreună cu și primăria, ne-am propus ca să începem așa un teren improvizat care facem activități sportive deja. Dorim ca acest parc să fie reamenajat cu implicarea tuturor, a întregii comunități. Am realizat deja un sondaj și cred că la celelalte etape importante vom mai realiza sondaje cu privire la parc pentru a consulta publicul. Deoarece acest parc se face nu pentru primăria comunității, nu pentru careva parte a comunității, ci se dorește a fi o carte de vizită a comunei pe viitor. Avem zona satului vechi, avem zona satului nou, satului cel mai nou, însă se distinge aparte și zona blocurilor multietajate de la Unirii. Sunt părți ale unei aceleași comunități care cumva încă n-au reușit să se reunească într-o comunitate. Fiind un proiect de suflet, noi ne vom strădui să atragem și fonduri europene pentru reconstrucția parcului din Strada Unirii. La moment noi finalizăm caietul de sarcini și el ar fi consultat cu locuitorii și așteptăm cel mai mare feedback și cât mai multă critică și constructivă la acest caiet de sarcini. Ne asumăm să facem un parc cu adevărat inedit, care să ajungă să fie o carte de vizită a comunei Stăuceni. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este ca până la sfârșitul anului locuitorii comunei Stăuceni să poată vedea cum va arăta parcul din Strada Unirii. Dacă ajungem la sfârșitul acestei activități și o să vedem parcul în câțiva ani, peste 3, 4, 5 ani deja viu,
s-ar putea să crească numărul populației în comunitate și să fie foarte mulți doritori de a se muta în Stăuceni. Vă îndemn să vă implicați. Eu cred că nu o să regretați atunci când numele voastre o să fie pomeniți de către nepoții voștri, copiii voștri și chiar strănepoții voștri. Cum îți imaginezi tu un parc? Așa, un parc perfect, mai bun ca Valea Morilor. Adică eu să vin de la Chișinău, să vin la parcul vostru din Stăuceni, că el e mai bun. Cum aș fi asta? Noi, în desenul nostru, am pus teren pentru tricicliști, bicicliști și aceia cu roli. Un loc universal, eu aș spune. Un loc pentru a întâlni, pentru a dezvolta relațiile între oameni. Sunt foarte mulți tineri și este nevoie de un loc, un spațiu mare, ca noi să avem un loc în Stăuceni unde să ne petrecem timpul. Să avem iarbă în parc, animale, veverițe, insecte, lupi albi, crocodili, ciocolate. Când e ziua lui mama, se strângem flori lui mama, gunoiere în primul rând. Să mă joc cu copiii de aprinsele prin parc. Să fie fotbal, basen, vreau un parc să mă cătă pe bicicletă. Vulpi. Să mă duc cu tăticul și cu mamica să joc fotbal. Fluturaș. Și felinare. Și căsuțe pentru cărți. Gratis ca să citești și le pui la loc. Tobogan de apă. Mai multe jocuri.